Înainte de a începe acest video, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă și aveți două linkuri în descriere de la Instagramul meu și al prietenei mele Adriana, să ne dați un follow acolo pe Instagram pentru că postăm poze la o claritate maximă, exact așa, premium, cum ne dorim, așa că cu siguranță o să vă placă chestia asta. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Radu Chirilă și astăzi o să vorbim despre ce cadouri a adus moșul în sac pentru mine și pentru prietena mea. Și vă să zic că anul ăsta a fost un an foarte productiv. Anul ăsta moșul s-a întrecut pe sine și cred că, nu știu, sunt șocat. Moșul a venit cu foarte, foarte multe chestii și nici nu știu cu ce ar trebui să încep să vă povestesc sau ce ar trebui să vă zic pentru prima dată, pentru că nici nu pot să le cataloghez ca fiind unele mai importante și altele mai neimportante. Dar totuși, o să prefer să încep cu minunatul PC, noul meu PC, un incredibil PC, pentru că este un i9 cu o placă video Nvidia GeForce RTX 2070. După părerea mea, este un mega, mega computer, este un mega PC și o să mă ajute enorm, enorm, enorm de mult la editare video și de astăzi înainte probabil că videourile vor arăta mult, mult, mult mai bine și nu neapărat datorită acestui calculator care m-a ajutat mai mult pe mine să am un workflow mult mai bun și să lucrez mult mai repede și să fac mult mai multe chestii, pentru că acum o să pot lucra și în After Effects, ceea ce până în momentul ăsta abia dacă reușeam să fac niște proiecte foarte, foarte mici și foarte scurte care nu știu, nu necesitau neapărat o chestie foarte complicată, dar acum calculatorul ăsta randează incredibil de bine, nu vine să cred. De la 3 ore de randare am ajuns la 4 minute sau 3 minute de randare pentru un clip video de, nu știu, 10 minute, ceea ce pentru mine e o super realizare, pentru că o să pot lucra mai multe proiecte într-un timp foarte, foarte scurt. Nu mai trebuie să aștept atât de mult după randatul unui clip și, bineînțeles, proiectele pot fi și mult mai complexe. Dar asta este o chestie, un obiect, din punctul meu de vedere, extraordinar și datorită monitorului Lenovo, care vine cu o incredibilă rezoluție 2K și se vede incredibil de bine. Moș Crăciun cred că s-a gândit să mi-l aducă special pentru editare video și foto, pentru că se vede incredibil de bine la culori și mă ajută enorm de mult să văd lucrurile fix așa cum sunt la editare video și foto. Dar asta este o chestie care mă ajută foarte mult pe mine la ceea ce înseamnă procesul de editare, la timpul pe care îl pierd la procesul de editare și așa mai departe. Dar calitatea video a crescut foarte mult datorită acestui GH5 cu care filmez în momentul ăsta. Este un aparat incredibil care mă satisface foarte, foarte mult. Este un aparat care filmează și 4K la 60 de frame-uri pe secunde, ceea ce, părerea mea, e incredibil. Dar și mai incredibil și o chestie de care aveam foarte, foarte, foarte mare nevoie este slow motion-ul. Această cameră filmează în 180 de frame-uri pe secundă. Bine, de la 120 la 180 nu este o diferență care m-ar ajuta în mod neapărat, dar filmatorul în slow motion mă ajută foarte mult, pentru că clipurile cinematice ar trebui să aibă această calitate, să aibă cadre în slow motion care să rate incredibil de bine, iar această cameră face chestia asta excepțional. E bine, acum o testez, merge foarte bine de punctul meu de vedere, focusul merge super bine, se descurcă extraordinar. Poate mai sunt unele mici probleme, dar dacă ești un videograf bun, cred că te poți descurca cu ele și cred că poți să scoți un produs mega profesional cu așa ceva. Îmi mai place o chestie foarte, foarte mult la camera asta, flip screen-ul, pentru că la fel de bine ar fost bună și un Sony Alpha 7 III, dar din punctul meu de vedere era foarte complicat la procesul de filmare a unui vlog, pentru că nu avea acel flip screen și trebuia să te complici mult mai mult, trebuia să faci niște setup-uri cu un ecran separat, cu monitor separat, pentru a te vedea în cameră sau pur și simplu puteai să intuiești, dar de îndată ce există camere care au acest flip screen și fac o treabă atât de bună, nu știu, ar fi și păcat să nu-l folosești și să nu te ghidezi spre o astfel de cameră în momentul în care vrei să o folosești și pentru vlog. Așa că de asta acest GH5 își face apariția acum aici la mine și mă bucur enorm de mult, pentru că de acum clipurile vor arăta mult, mult, mult mai bine și mă bucur enorm de tare pentru chestia asta. Sunt foarte fericit. Nici nu vine să credeți, dar lucrurile nu se opresc aici. Deja Moș Crăciun a fost mult prea îngăduitor, mult prea darnic anul acesta.
dar el a zis că nu s-a plictisit încă și a mai venit și cu o cană super drăguță pentru mine, dar asta este a mea și asta este a prietenei mele, este a Adrianei. Uitați-vă și voi ce căni mișto, mie îmi plac foarte, foarte mult pentru că sunt super gigantice și sunt exact așa cum îmi doresc eu, să beau o cafea mare, mare, tare de tot, să mă bucur să o beau într-o oră și să pot să editez sau să fac chestii productive într-o dimineață și chestia asta mă ajută enorm de mult și, mamă, le ador. Deci, efectiv, le ador. Pe lângă asta, Moș Crăciun a mai venit cu încă ceva. Ha! Ok. Uitați-vă și voi cu ce a mai venit. Bă, voi sunteți Caterinca. Uitați-vă și voi ce mișto arată, frate. Sunt niște papucei super drăguți în formă de ren pe care îi port foarte mult. Sunt geniali, efectiv. Stai să mă încalz cu ei. Mamă, 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 mamă. Îi ador. Deci, efectiv, îi ador. Să mergi cu ăștia prin casă e genial. Și e super amuzant, voi vedeți, au față de ren. Cred că sunt Rudolf sau ceva în genul ăsta. Am doi de Rudolf la mine în picioare. Wow! Iar acum mai vine o parte. Mamă, super, super, super tare. Moș Crăciun s-a gândit că avem nevoie de un telefon nou și eu și prietena mea și Adriana. Așa că ce s-a gândit el? A zis că, bă, cred că ar fi cazul să vă aduc un telefon. Și n-a venit doar cu un telefon, ci a venit cu două telefoane S9 Plus. Mamă, frate, deci e incredibil. Amândouă sunt la fel, amândouă sunt identice. Deci efectiv nici nu știu cum nu reușim să nu încurcăm eu și prietena mea telefoanele, pentru că de fiecare dată ori îl iau eu pe al ei, ori ea pe al meu. E foarte dubioasă chestia asta, în orice caz mă simt super bine. Bă, telefoanele astea sunt incredibile. Vă zic sincer că încă nu am folosit nici măcar 20% din potențialul acestui telefon, pentru că are foarte multe funcții pe care poate că nu ai nevoie tot timpul de ele sau poate că le poți folosi ca să îți ușurezi foarte mult munca. Dacă ești cum sunt eu, spre exemplu, eu folosesc foarte mult telefonul pentru social media, pentru YouTube, pentru Instagram, pentru Facebook și așa mai departe, și telefonul să mă ajută enorm de mult să fac lucrurile să arate cât se poate de bine și să nu pierd timpul aiurea. Și mai mult decât atât, prietena mea, Adriana, vă zic sincer, e super, super bucuroasă de acest telefon și e super încântată, pentru că la fel și ea o să crească calitatea pe Instagram-ul ei și aveți linkul Instagram-ului ei în descriere să vedeți ce o să postez de acum înainte, pentru că credeți-mă că va crește cu mult nivelul postărilor ei și e foarte încântată de chestia asta, la fel și eu sunt încântat. Cel mai tare sunt încântat de felul cum face poze telefonul ăsta și de felul cum se mișcă. Ce poate să fie mai bine de atât? E genial, frate! Moș Crăciun ăsta a nebunit anul ăsta, frate. Nu știu ce a avut, nu știu cum de s-a gândit la toate chestiile astea, bă, dar îl iubesc. Îl iubesc. Și nu în ultimul rând, și nu în ultimul rând, Moș Crăciun a mai venit cu o chestie super tare de care sunt iarăși super încântat și nu mă așteptam, frate, să ajungă și la noi în România chestia asta. Și anume, mi-a trimis pachetul ăsta, l-am văzut, am zis că what the fuck, ce e ăla? Deci uitați-vă și voi cum arată. Așa mi l-a trimis, ambalat. Ok, haideți să-l desfacem un pic. Bun, dăm fundița asta jos. Așa. Mamă, deci nu vă zic, efectiv din cutia asta iese un parfum blană rău de tot, blană rău de tot, nu vine să cred. Stați așa, aici este logo-ul Mazeroglo, după cum puteți observa, niște aripi cu M-ul ăsta în mijloc, perfect. Bun, și îl deschidem și ce avem aici? Este un hanorac, fraților, dar ceea ce voi nu știți, ceea ce voi nu știți și eu am rămas super surprins de chestia asta. Uitați-vă, stați să vedeți modelul mai întâi. Da? Ăsta e hanoracul. Bun, și are gluga asta super mișto cu aripile astea aici, pe o parte. Ceea ce voi nu știți este că acest hanorac, fraților, este impermeabil. Nu știu dacă să înțelegeți, nu știu dacă înțelegeți chestia asta, adică eu acum, dacă o să vărs cafeaua asta pe el, nu o să se întâmple absolut nimic, nu o să se păteze, nu o să se ude, nu o să se întâmple absolut nimic, pur și simplu o să cadă jos și atâta tot.
nu o să rămână absolut nimic pe el, ceea ce pe mine m-a surprins super tare. Am crezut că chestia asta există doar în America sau nici într-un caz nu știam că există și o firmă la noi în România de unde poți să-ți cumperi chestiile astea, frate, și să stai în siguranță, să nu te uzi, să nu te murdărești, să nu mai fii ținta acelor glume cu apă când vor să te ude colegii sau ceva în genul ăsta. Hanoracul ăsta te salvează din orice situație. Stați așa să-l îmbrac și eu un pic. Bun, perfect. Mamă cum arată, e genial. Bă, și ce mai place la hanoracul ăsta? Are acest șunur prins aici și nu mai are șunurul obișnuit din jurul glugii unde să-l strânge aici, dar gluga, după cum puteți observa, stă super, super bine. Cred că este una dintre cele mai bine așezate glugi din câte am mai văzut eu până în momentul ăsta și credeți-mă că am hanorace. Bun, gașcă! Bă, mă bucur foarte tare că ați fost alături de mine acest video. Sunt foarte bucuros de acest Crăciun, sunt foarte bucuros pentru că am posibilitatea de acum înainte să creez conținut fix așa cum îmi doresc eu. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un share, să vadă și prietenii voștri, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Și nu știu de ce mai fac acest outro, pentru că voi știți ce aveți de făcut de acum înainte. Așa că eu am fost Radu și noi ne vedem foarte, foarte curând cu un nou video. Stați aproape pentru că postez foarte des acum de Crăciun. Așa că v-am pupat. Ciao!